Am ajuns cu mila lui Dumnezeu și anul acesta la slăvita sărbătoare a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Colindele au răsunat frumos în aceste zile, preoții din parohii au mers cu icoana nașterii Domnului pe la casele dumneavoastră. Avem câteva zile mai libere, deosebite față de preocupările noastre zilnice. Este sfârșit de an și cu ajutorul lui Dumnezeu vom intra și în anul 2020 de la nașterea Domnului Hristos. Încercăm fiecare a trăi taina acestei sărbători, cum ne ajută pronia lui Dumnezeu și cât stăruim și noi prin post, prin rugăciune, prin spovedanie, prin dumnezeiasca împărtășanie, prin meditația la cuvântul Domnului. Mare este sărbătoarea pe care o prăznuim astăzi. Eveniment mare petrecut cu 2019 ani în urmă, nașterea Domnului Hristos la Betleem. În mintea noastră se așează întrebarea: acest eveniment care a avut loc cu atâta vreme în urmă, mă atinge oare pe mine? Are el vreo legătură cu viața mea, cu viața familiei mele, cu viața celor cu care viețuiesc împreună, acasă sau la locul de muncă? Are un eveniment atât de îndepărtat urmări asupra vieții lumii, asupra vieții țării noastre? Desigur că această întrebare, așezată în mod direct sau implicit în gândul nostru, necesită răspuns, iubiți credincioși. Sărbătoarea nașterii Domnului, eveniment istoric îndepărtat față de vremea noastră, este cel mai important moment din curgerea istoriei și cu consecințe asupra acesteia de-a lungul derulării ei. Deci aceasta, pentru că este oare ceva mai important ca omul să fie în legătură cu Dumnezeu? Este ceva mai important ca Dumnezeu să fie în legătură cu omul? Iar nașterea Domnului Hristos la Betleem restabilește legătura între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Sărbătoarea aceasta este importantă, foarte importantă, pentru că Dumnezeu ia chip de om. Fiul lui Dumnezeu devine fratele nostru mai mare, cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel. Iar acest lucru, faptul că Dumnezeu devine atât de apropiat de noi ca un frate, ca un prieten, ca un părinte iubitor, lucrul acesta nu poate să nu aibă răsunet în ființa noastră cea mai din lăuntru. Vom zice poate că nu toți oamenii gândesc așa. Și așa este. Nu toți oamenii gândesc așa. Doar magii și păstorii l-au recunoscut pe Domnul Hristos. Irod și cetatea Ierusalimului și cei asemenea lor de-a lungul vremii s-au tulburat
s-au distanțat, nu l-au recunoscut pe Domnul Hristos, chiar au luptat sau luptă împotriva Lui. De ce aceasta? Pentru că Dumnezeu așează la normalitatea viețuirii noastre libertatea. Omul are posibilitatea să accepte în viața lui prezența Domnului Hristos sau să o respingă. Iată, zice Domnul, eu stau la ușă și bat. De va deschide cineva, eu voi intra la el și voi cina cu el și el va cina împreună cu mine. De ce Dumnezeu răbdător, îndelung răbdător, așteaptă la ușa sufletului nostru pentru a intra în interiorul Lui? O face, zice El, pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. O face, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru că Dumnezeu dorește ca întotdeauna și în toți să se împlinească taina întrupării sale. Cum se poate împlini în viața noastră taina întrupării Domnului Hristos? Cum se poate prelungi în existența noastră taina cea prea slăvită petrecută la Betleem? În primul rând și în primul rând, iubiți credincioși, prin taina Sfântului Botez, prin care harul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu se așează în lăuntru omului. La botez preotul se roagă zicând: Fă, Doamne Dumnezeule, ca în acesta care se botează să se așeze chipul Tău, să primească chipul Hristosului Tău întrânsul. Iar Sfântul Apostol Pavel spune creștinilor din vremea sa: O fiii mei, pentru care port durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Hristos ia apoi chip în om prin taina mirungerii celui botezat, când cel botezat se umple de pecetea Duhului Sfânt, garanție că omul poate merge spre desăvârșire, spre dobândirea Duhului Sfânt în deplinătate în această lume și cu atât mai mult în lumea veșniciei. Taina întrupării lui Dumnezeu în viața omului se împlinește apoi prin dumnezeiasca Euharistie, când omul se împărtășește cu trupul și sângele Domnului Hristos, primind viața lui Dumnezeu întrânsul. Împlinirea poruncilor, de asemenea, aduce în viața omului prezența lui Dumnezeu, căci același dumnezeiesc Părinte Maxim Mărturisitorul spune că Hristos este ascuns în poruncile Lui și cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu îl primește pe Dumnezeu întrânsul. Taina întrupării lui Dumnezeu se împlinește în viața noastră prin stăruința noastră de a dobândi, spune Sfântul Apostol Pavel, mintea lui Hristos, gândul lui Hristos. Iar a avea gândul lui Hristos înseamnă a cugeta precum Hristos, a-L cugeta în toate pe Hristos Domnul, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar marele nostru teolog Dumitru Stăniloae, vorbind despre gândul lui Hristos, pe care Sfântul Apostol Pavel îl dorește prezent în viața tuturor creștinilor, îl interpretează pe acesta
ca omul având aceeași atitudine ca și Hristos, Dumnezeu, omul. Și spune Părintele Dumitru Stăniloae că omul este chemat să iubească cu iubirea lui Dumnezeu, iar iubirea lui Dumnezeu se arată, spune el, printr-o sensibilitate sfâșietoare pentru durerea celuilalt. Adică o sensibilitate pentru durerea celuilalt mai mare decât pentru durerea proprie. Având omul această sensibilitate, mai bine zis, tinzând spre aceasta, rugându-L pe Dumnezeu să-i dăruiască această sensibilitate pentru durerea lumii, omul împlinește în viața lui taina Betleemului, pentru că taina Betleemului nu este altceva decât iubirea lui Dumnezeu. Durerea cea iubitoare a lui Dumnezeu sau iubirea lui plină de durere pentru suferința neamului omenesc, pentru păcatele săvârșite de oameni pe care le ia asupra sa pătimind în timpul viețuirii sale printre noi de la Betleem până la cruce. Îl rugăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși, să ne dăruiască și nouă o fărâmă din această sensibilitate dumnezeiască pentru durerea celui de lângă noi, pentru suferința lumii, pentru suferința celor de aproape sau a celor de departe. Căci prin această sensibilitate pentru viața celuilalt, omul primește belșug de bucurie. Viața lui devine o continuă sărbătoare. Existența lui pe pământ este așezată sub adumbrirea Duhului Sfânt, care vine cascadă peste cascadă asupra vieții omului, care are gândul lui Dumnezeu întrânsul, rugăciune neîncetată, pururea fiind inimă mulțumitoare și gândul la Dumnezeu. Iar acest lucru ni-l reamintește Biserica în fiecare duminică și sărbătoare, când participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în interiorul căreia se actualizează toată taina mântuirii, de la creația omului până la Hristos și de la Hristos până la cea de la prima venire a Domnului Hristos la cea de-a doua venire, la sfârșitul existenței acestei lumi, în felul în care noi o cunoaștem. Să ne ajute Dumnezeu ca în timpul Sfintei Liturghii să pătrundem cât mai adânc în tainele coborârii lui Dumnezeu pe pământ, pentru ca noi să ne ridicăm spre taina Împărăției Cerurilor. Amin.